Bună dimineața! Ce frumoasă este viața când te scoli de dimineață și se întâmplă fix așa cum îți dorești tu să se întâmple lucrurile. Și anume, ieri aveam 1,3 kg în plus față de alaltăieri pentru că am mâncat mult și ce nu trebuie. Dar mi-am propus ca ieri să mănânc sănătos, să mă antrenez și să dau jos fix kilogramele în plus. Însă, ce să vezi, azi dimineață m-am cântărit și am dat 1,7 kg jos. Ceea ce nu poate să mă facă decât mega, mega fericit, pentru că îmi cunosc corpul foarte bine, pentru că știu cum să-l manipulez să obțin rezultatele pe care mi le doresc și pentru că mă simt foarte în forță în această dimineață, iar când mă uit în filmarea asta acum, începe să-mi placă foarte mult forma mea și asta mă entuziasmează și mă motivează să merg mai departe în pregătirea mea pentru concurs. Abia m-am trezit, am față de somnoros, m-am cântărit, mă duc, îmi beau ceaiul și fug direct pe cardio, fac puțin cardio, minim 30 de minute, maxim 60 de minute, în funcție de cum mă simt. Problema e că am și glezna asta care mă supără. M-am accidentat acum 3-4 luni de zile și încă nu e bine, așa că hai să-i dăm drumul la treabă. Cum se vede aici? Mi-am pus asta pe mine. Abia la de la spălat. Vreau să mă duc să văd ce număr are la Adidas și mami și să îi fac o surpriză. Vii cu mine? Hai să mă ajut să filmez, că nu pot să filmez singur. Uite cum arată tașii ei. Clar trebuie o pereche de tași noi. Nu, nu-i trebuie. Ce, nu e ok că arăt că s-a rupt ăstea? De ce o să rupe la toată lumea asta? Poți să vă învalez, uite, tocmai s-au rupt Adidas și nu că umblă cu ei rupt. Pui Dar n-am zis că umblă cu ei uite rupt, cum să nu arată zici că... Adidas și ei. De Păi dar nici parte ochii mei poartă pe ăștia, da? Pana mea, nu uite. Cum are? Ideea e că eu i-am văzut rupt și am ceva. La schimb. Stai, ia, ce? Erau acolo. Înseamnă că la un moment dat i-a scurtat. Avem aici o pereche de aceleași noi de la Prozis. Până aici și o chem să vedem. Te vedem reacții. Nu știu cum ce mă spune. Asta e tinerelu Andy. Cine? Nu mai Andy. Dacă știți voi pe fratele meu. În panoramă. Ce-ai făcut mai? Ai alergat pisicile până acum? Ai alergat pisicile până acum? Zi, zi sincer. Uite cum se uită, bă, ce arogant e. Bă, ce-ai făcut tu până acum? Ai alergat pisicile? Zi. Haide! Vii? Vii. Am văzut că nu prea mai stai ok cu Adidas-ii. Umbli prea mult pentru... Mergi cam mult pe jos. E tocit, e uzat. Să ne repusie sau să... Nu. Să vezi cum îți vin ăștia și mi se par super tare pe sușori. Vezi dacă e nimerit cu zbor. Deci când ieși din carantină, îți dai seama câtă dugă o să am, nu? Păi ce, acum tot mergi la cumpărături și astea. Păi nu, dar... Sunt super ușori ăștia, cred că o să alergi cu ei ca lume. Tu știi bine. Se potrivește mărimea? Ia, deci pe ăștia. Eu am folosit mărimea de la ceilalți. Știu, dar că se mai întâmplă câteodată să fie și diferit. Deci, dar știu că se lasă un pic. Împici? Și eu am o șosetă... De proastă? Ți-e o șosetă mai subțire. Păi, normal că nu se pune șosetă. Și... De-aia mișcă un pic cu ei. Cum sunt? Confortabil? Poate să umble. Trebuie să-mi se dea dezlegare la mesă. Deci poți să-mi pasă? Aaaa! Ce să zic? Stai așa, vreau să-ți mai arăt ceva. Dacă îți place și se potrivește cu foia. În ghiozdan. Nu, e chiar e... Pai, tu, că e măsura potrivită, era mare ăla care... Era mare, nu? Și oricum nu s-a mai uzat. Și chiar mă gândeam, zic, bă, de ce l-am luat eu chiar așa mare? Dar asta e pentru... Dar tu la ce folosești? Te mergi la cumpărături, e cu tine, să mai... Nu, nu, pe geantă, că e ok să ții pe spate, dacă să... Ia, să știu. Ai,
aici. Tot ce culoare? Da. Uite, și de portofel aici. Ce mare e. Pot să țin tot. Nu, actele. Actele și declarație. Și declarație, da? Aici ești telefon. Bine, telefonul. Ia pune-mi pe în spate. Îmi las puțin de deșert. Poți să-l mai lași. Îmi las puțin de deșert. Da. Da, deci drumul. Ca poți să pleci în excursie acum. Echipament, da. Ești numai bine. Mă, ce tare. Ne simt. Cu plăcere, să le poți să ne simt. Bineînțeles că mi-am luat și eu ce gresi. Mamă, ce ușor sunt. Ce plac că-s ușor, așa. Să vedem. Perfect. Mărimea perfectă, 45. Ia de la aici o filmare jos. Cum arată? Bine. Îți plac? Mm-hmm. Mie îmi place cât de ușor sunt. Deci nici nu simt în picioare. Și nu arată mare, la 45. În general, 45 mi-a arătat piciorul mare, dar ăștia... Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. F a critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business so humongous, you were thinking that happens in there. Damn, man. Good. Hello, darling. Did you? Am luat și ghiozdanul ăsta frumos de drumeție, care are burete pe spate, ca lumea, și asta de prins la brâu. Ce-mi place foarte mult e că are compartimente speciale pentru mâncare. Pui cacerolul aici, frumos. Are fermoar aici, pe spui chestii. Aici foarte multe compartimente. Aici desfaci și aici intrarea. Pe de altă parte poți să intri și pe lateral, pe aici. Nu stai pentru în spate. Unde era? Pe aici? Din alea. Pe caserolul aici. Și o cartare. Aici am buzunar. E genial. Aici ce are? Are să pui... acte. Cuțite, cuțite, nu știu. Ce ai nevoie să pui? Foarte tare. Ia să-l pun în spate să vedem cum. A fost celălalt ochel. Mamă, cât de bine se simte cu buretele astea în spate. Poți să pui ca lumea pe el. Reurtat-o pe mine. Nu-i prea sus? Sau? Păi trebuie reglat. Da, de seama, trebuie lăsat aici un pic. Trebuie strâns de aici. Tot. Nu mai bun de plecat. Drumeție. Numai că trebuie să ne dea și ăstea drumul și voie. Am făcut un antrenament super tare, am super pompare și am vrut să vă arăt și vouă diferența între azi dimineață, proaspăt trezit și nepompat, și acum pompat. Nu ai puțin? Păi cu zoom aici pe ce e asta, lobodă, nu ștevie, era să zic ștevie. Abia aștept și ștevia și aici cartofi la cuptor, da, la cuptor nu prăjiți, cu
bucăți de soia. Genial. Deci, lobodă și soia cu cartofi la cuptor. După antrenament, abia aștept să trimit toți carbohidrații ăștia în mușchi. Am o pompare super tare, m-am spălat pe mâini și direct la masă. Abia aștept să mănânc, așa că nu o să mă lungesc prea mult. Prefer să mănânc carbohidrați după un antrenament foarte intens de forță, așa cum a fost acesta de acum. Dacă vreți să puneți masă musculară, mâncați mulți carbohidrați după antrenamentul de forță, și anume cartofi, orez, genul ăsta de carbohidrați. Gata antrenamentul, gata mâncarea. Haideți să vă arăt burta de după masă. Eu mănânc pe săturate de fiecare dată masa de după antrenament. Mă bag la citit. O să fac un duș pe care mă bag la citit. Opa, a căzut semnul. Like, subscribe și toate cele, v-am pupat. La revedere, lăsați în comentarii cu temele pe care vreți să le mai abordez în vlogurile mele. Până una alta, o să citesc și să mă bucur de carantină.